În acest weekend, la Belgrad, în Serbia, se va desfășura campionatul european de canotaj la juniori. De la CSM Călăraș participă la această competiție două sportive însoțite de antrenoarea Mădălina Buzdugan. Dați-ne, vă rog, câteva amănunte despre campionatul european de juniori. Câți sportivi călărășeni vor participa? Bună ziua! La această competiție desemnată juniorilor mari, junior 1, vor participa două fete alături de antrenoarea de la noi, colega mea mai tânără, Buzdugan Mădălina. Este vorba de două fete care vin puternic din urmă. Matran Ana Maria, care va concura în proba de simplu, este o onoare pentru noi să fie aleasă reprezentanta României, pentru că este mai mică cu un an decât mai marile colegi ale ei și a primit această invitație de onoare pentru a reprezenta România la această competiție de juniori. Iar cealaltă fetiță, campioana națională, Guzran Maria, este în proba de dublu vâsle. Când vor veni primele rezultate? Astăzi vor pleca de la Orșova către Belgrad, unde vor face mai multe curse de calificări. Sperăm finală și sperăm medalii. Rezultate vom avea duminică dimineață, când se va încheia concursul acesta, iar fetele vor pleca spre Iași, unde avem campionatul național de juniori, care se va desfășura paradoxal nu la sfârșit de săptămână, ci chiar în cursul săptămânii, datorită acestei pandemii, se va desfășura în zilele de marți și miercuri. La campionatul european se vor face calificările și pentru Olimpiadă? Nu, este prematur pentru așa ceva. Este vorba de competiție de juniori, iar calificările pentru Olimpiadă se vor face anul viitor.